Nu pot să cred! Ce faci, mamă? Cal. L-ai pus pe Codrin să facă ordine? Da. S-a apucat acum să-și drântește acolo în cutii. E foarte nervos. E foarte revoltat. Da. Pentru că l-ai pus să facă ordine. Da, uite ce este în casa asta. Ia uitați un pic ce e. Uitați ce ai în camera lui Codrin. Și toate astea sunt plăștiate. Cutii super zin, cutii de Playmobil. Cutii de Playmobil. Toate sunt amestecate și eu am... Cred că am un sindrom din ăla obsesiv, compulsiv, sau cum se mai numește, mă disperă când văd seturile amestecate. Și am transmis și ieri că e obsesia asta. Haideți să vă arăt locul în care mama Es calcă. Aici stă, la masa de călcat, singurică, după stâlp, să nu o vadă nimeni, stă și folosește aici aparatul ăsta de călcat. Dacă l-ați folosit și voi, bine ar fi. Mama, eu vreau să fac ordine. Așa. Într-un dulap din asta, într-un șifonier cumva. Așa. În care să fac prima dată? Da. A trebuit să facem și în ala de pe hol. A trebuit să facem și în ala de la noi din cameră. Da, tu poți să începi în ala cu pantaloni de la noi din cameră. Adică să încep cu toată pare cu jumătatea mea practic. Da. Da? Haideți să vedeți ce e acolo. Aici e camera noastră. Locul în care noi dormim. Și acolo se află locul în care va trebui să facem curat în dressing. Jumătatea de la stânga e a lui mami, iar jumătatea de la dreapta este a mea. Haideți să vedem ce se ascunde după jumătatea mea. Dăm o gândit la o parte, dați like și hai, curaj! 3, 2, 1, sesam, deschide-te! Pam, 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 pam. Și începem prin a da jos umerașele din partea de jos. Ui, ce greu este. Și ăsta este tot rândul de jos. Rândul cu haine groase și pantaloni. Asta e o bluză de training, dar de fapt, asta iau așa, plovările. Asta nu l-am îmbrăcat niciodată. Practic aș putea spune că este nou-nouț. Nu l-am îmbrăcat niciodată. Știi? Cu cămașul merge, da. Cu cămașul, da. Dar de ce nu l-ai purtat niciodată? Nu știu, niciodată? Cum mă întreba. Habar n-am. A, pentru că este cu anchior, da. Da, și eu nu mă dau în vânt după ploverile așa în anchior. Da. Decât doar poți să-l dai deoparte pentru că oricum nu vei îmbrăca. Cu cămașul, da. Deci ăsta îl dăm deoparte. Da, scoate-l de pe umeraș. Las că-l scot la urmă. Ăsta îl țin aici că-l folosesc. Ăsta care e cu guler așa. E foarte interesant, știți de ce? Are gulerul ăsta așa ca un fular și iarna vine foarte... Da, stați așa că vă arăt acum. Și practic ăsta îmi ține loc de fular, e șarful la gât. E foarte practic. Și când se face mai frig, trage așa pe nas și acum cu vremurile astea nici măcar masca nu trebuie să o mai porți pentru că ai ăsta pe nas. Da. Deci, ăsta-l păstrăm, nu-l dăm. Ăsta este de la Crăciun, adus de moșu și îl băgăm aici. Ăsta, din păcate, îl voi da deoparte pentru că el îl îi la gât. Îmi stă așa foarte larg aici și cu siguranță n-am să-l îmbrac, doar că vrei tu să-l poți mama? Nu știu, ia de să-l văd. Poftim. Ia să-ți va mama. Da, nu știu, ăsta merge prin casă cu niște colanți, cred că. De prin casă. Nu, n-ai cum. Deci trebuie să-l dau neapărat. Aici. Așa este. Asta, la fel, are săracul. Asta este unul dintre ploverele tale preferate. 100 de mii de ani are și el. Nu mi are chiar 100 de mii de ani, are vreo 3 ani. Care 3 ani? Da. Nu are 3 ani, amintește-ți că ăsta-l purtam în iernile geroase când mergeam la lucru. Mai ții minte? Nu. Amintește-ți! Și stăteam așa cu el pe mâincă, stăteam sus în birou și tastam la calculator și mi-înghețau degetele pe tastatură! Chiar nu mai ții minte? Eu ții minte, bineînțeles. Da, ăsta are vreo 5 ani, cam așa, 5-6 ani are și ăsta.
dar îl vom păstra în continuare, că mi-e drag. Și am ajuns la pantalon. Ăla zboară. Mai controlez, poate mai știi? Uit ceva, vreun banc înăuntru. S-a întâmplat odată. Am aruncat plicurile de la nuntă. A zis că hai totuși să mă uit așa prin ele. Și cum am răsfoit acolo, am mai găsit 200 de euro într-un plic pe care era să-i arunc la gunoi. Noroc că eu mai verific așa din când în când. Știți cum e, te uiți odată, te uiți de 3, de 4, dar mă uiți și la 10-a oară, ca să fiu sigur. Și ăștia îi aruncăm. Ăștia. Aruncăm. Ăsta, da, gata. Chiar dacă mi-a fost drag, îmi pare rău, dar îmi voi lua la revedere de la el. O să-l port la bunul și pe ăla. Lecoq sportiv, e verde și îmi place, are și ăsta 4 ani. Ăsta îl păstrez și pe el pentru că e bun. Ăsta îl îmbrac și nu prea, îl las aici. Pantalonul ăsta nu-l mai păstrez. Eu la ăsta am vrut să renunț de mai multe ori. Dar mama a zis, băi, de ce să renunț la el pentru că și de ce tu să renunți la el? Pentru că nu mai îmbrac, nu. E decolorat, e nu știu, albicios, nu. Dăm deoparte. Și din nou o pereche de blugi care trebuie făcută. Material reciclabil. Dăm deoparte. Și uite așa, jumătate dintre haine, le dăm deoparte. Și acum să trecem la partea de sus. Și avem 1. Și cum facem 2. Cu faptul că eu am călcat toate chestiile astea și tu le pui așa trântite? Le-am pus ușor, nu le-am trântit. Deci aici? Aici e negroază. Avem așa, un sac de costum gol. Nu-l aruncăm. Al doilea sac de costum gol. Al treilea sac de costum gol. Al patrulea sac de costum gol. Wow! O, ce avem noi aici? Costumul. Cine știe ce reprezintă acest costum? Mama mia, uite și pantalonul. Da. Deci cu acest costum m-am îmbrăcat în urmă cu 11 ani. Super. Hai să punem așa deoparte. Da, uite, poți așa. Pune într-un sac din ăla de costum, cum ai spus. Ar trebui, tu. Nu? Păi, na. Ia uite, drăguț, elegant. Doar rămâne asta, amintire. Mamă, dar ce prăfuit este. Uite așa, eram eu îmbrăcat în urmă cu 11 ani. Foarte drăguț. Ah, de la tata și fiul l-am cumpărat. Nici nu știu dacă mai există firma asta. Doamne. Vedeam că am găsit ceva înăuntru, dar nu. N-avea ce să fie. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Am găsit ce să fie. Nu cred! Mai țineți minte povestea cu banii? Nici nu pot să cred! Mama, eu am băgat banii aia acolo! Am băgat ăștia 50 de euro în buzunar! Nici nu te mai filmez! Da, mami, hai nu fi supărat. Poftim, mă mai filmez ca să mă pot dezbrăca de sacou. Da, acum să le dăm sacoul jos. Sacoul cu cadoul îl dăm deoparte pentru că va trebui dus la curățătorie. Știți că l-am îmbrăcat ăsta? La botezul lui Odile. Acum, să luăm tricoul la rând. Ăsta se scoate de pe umeraj și se pune deoparte. Următorul, ăsta îl mai păstrez pentru că îl mai îmbrac. Trecem un pic și prin cămăși. Asta, de exemplu, este o cămașă cu vechime, dar cu o mare însemnătate. Am personalizat-o aici la mânecă. Ia uitați! Cu inscripția KME. Știți de la ce vine, da? Cătălin, Mara și Erica. De vremea aia eram doar 3, Odine nu era. Se întâmpla când Erica avea, cred că, 2 sau 3 ani. Că mi-a făcut eu cămașa asta. O am pune și pe aia deoparte, pentru că oricum nu o mai pot. Asta este o cămașă veche, adică și de mult. Și o pune și pe aia aici. Doamne, nu pot să cred că fac curat în așa ceva.
aici, da, asta este prima cravată care vreau să-ți dau din colecția mea. Nici după aia, aia și asta roz va zbura din colecția mea. Astea două, hai să zicem că le mai păstrăm. Asta o punem și pe aia deoparte. Asta o păstrăm, pentru că e slim. Asta e deja boțită, da? Nu mai contează. Pune-o și fonier. Am boțit-o. Cum? Pune-o și fonier. Când vei avea nevoie, o să o călcăm din nou. O călcăm atunci. Nu o să o călcăm, o voi călca. S-a boțit pentru că ați văzut cum stăteau. Foarte strânse stăteau acolo, iar eu când căutam haine, stăteam așa într-o parte, nu țineam cont că erau cămăși călcate sau alte tricouri și făceam așa. Și gata, Doamne, nu-mi vine să cred cât spațiu mi-a rămas aici printre cămăși, printre tricouri. Nu pot să cred, dar nu pot să cred nici măcar ce e aici. Uitați-vă un pic ce am făcut pe pat. Mama, tu vezi ce am făcut? Da, sunt bucuroasă de haine. Câtă grămadă de haine am făcut aici. Am făcut și eu chestia asta anul trecut. Haine pe care efectiv nu le mai purtam. Așa că ce urmează să fac este să le împăturesc foarte bine, să le pun în niște saci. Și voi merge cu ele, sunt câteva fundații prin ea, sunt și niște containere speciale în care poți merge să baci hainele înăuntru, dar eu cred că voi merge cu ele la spitalul Cuza Vodă, unde are parohia Părintele Dan Damaschin, care se ocupă de familii nevoiașe. Le voi pături pe toate și le voi duce acolo. Nu sunt haine rele, sunt haine bune. N-am să le pun pe cele care sunt mai uzate, nu le voi pune acolo, le arunc direct la container. Dar ce e bun în astea, pe toate le duc acolo. Și sunt câteva care sunt bune. Adică majoritatea din hainele astea sunt bune. Vă, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, să vă abonați și să faceți ca mine. Dacă faceți curat în haine și aveți haine bune, nu rele, pe care nu le mai folosiți, nu le aruncați la gunoi. Dați-le cuiva care are nevoie de ele.